Noaptea Sfințită Părinte Mitropolit, preacucenici și părinți protopop, preacucenici și părinți protopop, preiubiți frați preoți, preiubiți elevi și participanți, iertați-mă că nu știu să acopăr toată gama de participanți. Mulțumesc în primul rând Noaptea Sfințitului Mitropolit Laurențiu pentru invitația onorantă de a vorbi astăzi aici, în acest loc atât de plin de istorie și de amintiri minunate pentru poporul român, special în Transilvania. Tema, așa cum aveți notat aici, nu i-am formulat-o, am încercat să o înțeleg. Vorbiți ce doriți. Darurile rugăciunii, două puncte, omul lăuntric primește prin rugăciune cuvinte negrăite pe care nu este cuvintiță omului să le spună, a le spune. 2 Corinteni 12:4. Sigur, este o parafrazare a cuvântului Apostolului Pavel, care spune că a fost ridicat până la al treilea cer. Ca să dau o explicație. Mai sunt și la noi oameni care vor să se etaleze cu... Nu m-a întrebat pe mine. Programul a fost făcut extra. De la direct. Bine, mi-a sugerat... Adică e de lecție profesor. Mi-a sugerat că îi se cere să vorbeze despre rugăciunea mistică. După Biblie, după Noul Testament, rugăciunea mistică e foarte interesant. Pentru că, într-adevăr, rugăciunea adevărată, rugăciunea, așa cum ne este predată învățătura Mântuitorului și a Apostolilor, este rugăciunea mistică. Vom explica mai încolo termenii. Și această rugăciune, de fapt, este moștenire din Vechiul Testament. Mântuitorul, ca rugător și ca învățător a rugăciunii, preia integral tradiția, iarăși mistică, a Vechiului Testament. S-a vorbit de psalmi. Că noi rugăm cu psalmii. Tot timpul. Stai și te întrebi, cum s-a putut ca oamenii acum 3.000 sau mai puțin de 3.000 de ani să formuleze rugăciuni atât de extraordinare în care noi ne regăsim complet. Eu când mă rog cu psalmi, când citesc psalmi, mă regăsesc. Psalmul aduce la cuvânt ceea ce vreau eu să spun. Știți? Când mergi la școală, la copiii așa la școală, se învață că acum 3.000 de ani erau niște primitivi, niște oameni așa cu bâte și cu îmbrăcați în blănuri. Nu? Ei, psalmii ne spun că erau altfel. Erau oameni foarte, foarte înalt, domnicește, nu? Deci Mântuitorul și Noul Testament moștenește din Vechiul Testament o tradiție a rugăciunii. Vă dau numai două exemple. La Facere 33. Moise. Moise, despre care spuneți că vedea, vorbea cu Dumnezeu față către față. Ce s-a întâmplat pe muntele Sinai, acolo, în rugăciunea lui, 40 de zile, cu post negru. El spune, Doamne, vreau să te văd. Auziți? El care vorbea față către față, vreau să te văd. Și Dumnezeu îi spune, voi trimite un înger să vă conducă spre Canaan. Că dacă merg eu înaintea voastră, voi păcătuiți și apoi vă pedepsesc. Mai bine vă trimit un înger, să nu fiți în pericol. Și Moise, cu îndrăzneală, se roagă, Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, atunci mai bine lasă în Egipt. Adică noi nu vrem Canaanul fără Tine, vrem pe Tine în primul rând, extraordinar. Nu insist, pentru că n-aș vrea să mă lungesc, dar să recitiți capitolul 33 din Cartea Ieșirii, și veți vedea că aici avem temeiul rugăciunii mistice în modul cel mai înalt. Nu înger, Doamne, Tu să vii cu noi. Și îndrăzneală. Dacă nu vii Tu, mai bine lasă-mi în Egipt. E mai departe rob. Extraordinar.
Vreau să știți ce puteți extrage dintr-o astfel de lecție. Și al doilea exemplu din Vechiul Testament, din Cartea a treia a Regilor, capitolul 17, unde începe istoria despre Ilie, prorocul, care începe cu acest cuvânt al lui Ilie. Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia eu stau. Auziți? Asta îl definește pe Ilie. Viața lui este o stare în prezența lui Dumnezeu. Cu acest cuvânt începe istoria lui Ilie. Repet, viu este Domnul Dumnezeul Israel, între căruia slujesc eu, sau eu stau, în traducere foarte literală. Și cunoaștem toți textul în Epistola Sfântului Iacob, legat de apostolul de la Maslu. Sfântul Iacob îl dă exemplu de rugăciune pe Ilie. Ilie era om, ca noi, spune. S-a rugat și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Și iar s-a rugat și a plouat. Deci rugăciuni primite. Avem în Vechiul Testament rugăciuni autentice, primite, adresate Dumnezeului lui Israel, care este Dumnezeul părinților. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, așa s-a prezentat Dumnezeu în rugul aprins. Teofania supremă, de care s-a învrăcit Moise. Dumnezeu se prezintă ca Dumnezeul părinților. Și este Dumnezeu al părinților și Dumnezeul nostru. De aceea noi avem aceste exemple și nu uităm că Sfinții Părinți au tâlcuit Sfântul Testament. Cele mai multe omilii patristice sunt pe texte din Vechiul Testament, pentru că aici este baza pentru toată revelația creștină. Și repet, psaltirea. Și hai să ne gândim la rugăciunea lui Moise, la cântarea lui Moise după ce au trecut Marea Roșie. Fantastic! Cântarea lui Moise pe care o cântau creștinii în noaptea de Paște, când până azi, în prevederea pascală. Un profesor de la Strasburg, care a scris câteva cărți pe tema asta, profesorul Pierre Prigent, este o carte, prima carte în domeniul acesta lui, Apocalipse Liturgii. El dovedește că Apocalipsa a fost scrisă pe structura unei privegheri pascale din veacul I. Privegheri pascale creștine. Deci creștinii aveau o privire pascală din care făcea parte rugăciunea lui Moise. Asta e rugăciunea veche. Cântarea cea veche. Pentru că în Apocalipsă vorbește o cântare nouă. Cântarea veche este cântarea lui Moise, care face parte din structura privirii pascale, dar la care se adaugă cântarea nouă pe care o cântă Sfinții în cer, cântarea închinată mielului, biruitor. Și avem o deplină unitate în Scriptură în privește ce vrește rugăciunea. Mântuitorul valorifică toată această moștenire din Vechiul Testament. Mântuitorul este un om al rugăciunii. De câte ori se spune în Evanghelie că Mântuitorul se roagă? Vă dau numai 2 exemple. În momente esențiale din viața Mântuitorului. Înainte de a alege pe Sfinții Apostoli, spune la Luca, capitolul 6, versetul 12. Și în zilele acestea Iisus a ieșit în munte ca să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Auziți? O noapte întreagă rugăciune către Dumnezeu. Nu uităm că Mântuitorul și-a început lucrarea sa mesianică, lucrarea publică, prin postul de 40 de zile în carantină, care au postul unit cu adevărată rugăciune. Aici Mântuitorul se roagă toată noaptea și nu e singura dată. Și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii săi și a ales din ei
12 pe care i-a numit apostol. Momentul acesta capital din activitatea Mântuitorului, când el, din mulțimea ucenicilor, alege pe 12, dar după o noapte de rugăciune. Nu-i nevoie să spunem mai mult. Sau, al doilea exemplu, tot de la Luca, de la capitolul 11, versetul 1, odată fiind Iisus într-un loc și rugându-se, când a încetat, unul dintre ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Mântuitorul le-a dat cu acest prilej rugăciunea domnească. Deci la ucenicii îl vedeau pe Iisus că se roagă. Deci așa trebuie să-l vadă copiii pe tatăl lor, pe mama lor, cum se roagă. Asta rămâne în inima lor. Și trebuie să-l învață credincioșii, să-l învață pe preotul lor cum se roagă. Ei, ucenicii îl văd pe Iisus că se roagă. Și atunci își dau seama că au nevoie de o învățătură despre rugăciune. Și Mântuitorul le dă rugăciunea domnească. Și ca să mergem mai departe, ne gândim la rugăciunea din Ghetsimane, precedată în sala 5 de taine de rugăciune arhierească, Ioan capitolul 17, extraordinară și continuată în noaptea aceea de Joia Mare cu rugăciunea din Ghetsimane. Fiindcă sunt la Luca, tot de la Luca voi citi spre această rugăciune din Ghetsimane. Când a sosit în acel loc, le-a zis: rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Și el s-a depărtat de ei ca la o rugătură de piatră și îngenunchind se ruga, zicând: Părinte, te voiești treacă de la mine acest pahar, dar nu voia mea, ci voia ta se împlinească. Iar un înger din cer s-a arătat lui și îl întărea. Fiind în zbucium, cu mai mare stăruință se ruga, iar sudoarea lui s-a făcut ca picături de mari de sânge care picurau pe pământ. Rugăciunea din seara aceea, atât de dramatică, rugăciunea Mântuitorului cu sudor de sânge, cu hematidroză, cum se numește cu un termen medical, crâncenă rugăciune. Mântuitorul era în preajma morții. Peste câteva ceasuri avea să fie răstignit. Și Mântuitorul știa acest lucru. Cum s-a rugat atunci ca om. Sfântul Pavel, în Epistola către Evrei, ne spune că această rugăciune a fost o rugăciune cu strigăți și cu lacrimi. La Evrei, capitolul 5, vine aici, este o problemă de traducere, Evrei 5, 7, B, 8, A. În zile acelea, în zile trupului său, el a dus cu strigă și cu lacrimi cereri și rugăciuni către Cel ce putea să-l mântuiască din moarte și a auzit pentru, a fost pentru evlavia sa. Și deși era fiu, a învățat ascultare din cele ce a pătimit. Și o problemă de traducere, repet. Cum traduci evlavia? Cuvântul evlavia înseamnă teamă puternică, înseamnă angoasă puternică. De aceea că Iisus s-a rugat în această angoasă așteptării morții, ca om, cu strigă și cu lacrimi, către Cel care putea să-L izbăvească de la moarte și auzit a fost apotis evlavias. Apo nu înseamnă pentru.
De asta e problema de traducere. E traducere aici care trebuie îndreptată. Apoi înseamnă de la sau din, de la. Ideea este că Iisus a fost, de fapt, ascultat și izbăvit de angoasa lui, de teama de moarte. Că atunci s-a ridicat, un înger l-a întărit și le-a spus ucenicilor să s-a apropiat cel ce m-a vândut, ce merge Mântuitorul și se prezintă majestuos în fața celor veniți să-l prindă. Dar apare această explicație pe larg într-o carte a lui Oscar Kuhlmann, în cartea sa despre Histologia Noului Testament. Rețineți asta, ascultat a fost și izbăvit de, nu pentru evlavia sa, că asta înseamnă că a fost scăpat de moarte, nu. Și a fost scăpat de, nu pentru, de angoasa, de teama lui. Evlavia înseamnă în primul rând teamă. E prin extensiune înseamnă teamă de Dumnezeu, evlavie. Ați înțeles? Noi folosim cuvântul evlavie cu sensul acesta din greaca modernă, care înseamnă evlavie, sens de pietate, de teamă de Dumnezeu. Mântuitorul, deci, își începe activitatea publică cu post și rugăciune și iată o încheie cu rugăciunea aceasta cu sudor de sânge din Ghetsimani și o continuă, de fapt, pe cruce, nu? Până la, de la Eli, Eli la masa Bahtani, Psalmul 21, Iisus se roagă cu psalmii. De fapt, această invocare cu cuvintele psalmului ne arată să înțelegem că Mântuitorul rostea în inima lui psalmul întreg. Dacă mergem mai departe, ar fi interesant să mergem și putem face, mergem mai departe pe psalm, Psalmul 21, să vedem cu ce cuvinte se ruga Iisus pe cruce, în care își prezintă situația, Iisus își deschide inima în fața Tatălui. Spune toate suferințele pe care, iată, îi le fac oamenii, dar își exprimă și încrederea desăvârșită în Dumnezeu, desăvârșită în Dumnezeu. Asta face Iisus pe cruce. El nu putea rosti multe cuvinte pe cruce. Ca să rostească un cuvânt, trebuia să se aburce în cuie, în piroane, ca să-și umple pieptul cu aer. De aceea, rostirile sale pe cruce sunt foarte scurte. Dar asta ne lasă în sfârșit că Mântuitorul continua această rugăciune în taina inimii. Așa moare Mântuitorul pe cruce până la cel ultim cuvânt: Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Încredere desăvârșită până la capăt. Nu mai insist asupra dumneavoastră, cred că aveți în minte o mulțime de alte exemple despre rugăciunea în viața Mântuitorului. De altă parte, Mântuitorul învață pe ucenici să se roage și într-un fel nou. Dar el continuă rugăciunea care era tradițională în iudaism. Dar el ne învață o rugăciune nouă. Rugăciunea numele Său. Și aici ne ducem la niște cuvinte din Evanghelia de la Ioan. Mai întâi Ioan 14, 13 și următoarele. Și orice veți cere într-un numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă îmi veți cere ceva în numele Meu, aici merg la original, aici e tradus greșit, aici este, dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face. De fapt, în original este, dacă îmi veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Este rugăciunea către Iisus. Rugăciunea în numele lui Iisus și către Iisus. Și este un lucru foarte important.
Dumneavoastră știți cum se roagă protestanții sau neoprotestanții? Ei se roagă lui Dumnezeu și pe Iisus, totdeauna Iisus apare în plan secundar. Ei spun că numele lui Iisus nu înseamnă că Iisus e Dumnezeu. Deci arianismul în forme mai voalate e prezent foarte tare în toată mentalitatea protestantă și neoprotestantă. Nu se roagă un pentecostal, un baptist, spune Doamne, cu tare și cu tare și cu tare, toate acestea le cer în numele lui Iisus. Ați înțeles? Să apare numai ca mijlocitor a rugăciunii către Dumnezeu. Deci am o carte despre rugăciune, la care sunt și editor, Das Gebet im Neuen Testament. Sunt lucrările unei conferințe a bibliștilor Est-Vest. Și eu am ales să prezint la această conferință, și am știut de ce, o referat despre rugăciunea către Iisus după Noul Testament. Prayer to Jesus in the New Testament. Și reacția a fost foarte, foarte dură. Din partea profesorului James Dunn, în special, de la Durham, din Anglia. Dumnezeu să-l ierte că a murit. Avem nenumărate exemple în Noul Testament de oameni care se roagă lui Iisus. De la oameni necăjiți, care zic, Doamne, Fiul lui David, miluiește-mă, vindecă-mă, dacă vrei, poți să mă... Doamne, se spune totdeauna, Doamne, Kyrie. Chirie care se redare a numelui Dumnezeu. Chirie, Chirios, e traducerea lui Adonai. Adonai era substitutul pentru Iahve, numele din erostit. Și când spunea Chirie, Doamne! Am multe exemple. Oameni care se roagă lui Iisus ca unui Dumnezeu. Am văzut și în Evanghelia de la Ioan, nu? Cine-mi cere mie în numele meu. De asta am insistat că traducerea aceea trebuie remediată conform cu originalul. Și James Dunn are interesat foarte viu că, știu eu, asta apare la Ioan, la nu știu ce, dar am mers, tocmai de asta am fost atent și am mers pe straturile cele mai vechi din scriere în Noul Testament. La Sfântul Pavel. Nu? Textul acela, ne referim numai la Romani, capitolul 9, de pildă, în care se vorbește de israeliți, care sunt israeliți, ale cărora sunt înfierea și slava și testamentele și legea și închinarea și vădnițile, ale cărora sunt părinții și din care, după trup, este Hristos, Cel ce este peste toate, Dumnezeu în veci. Auziți? Din israeliți, din neamul Israel, este Hristos, care peste toate este Dumnezeu în veci. I-a spus totul aici. Dacă ești Dumnezeu, te rogi ca unui Dumnezeu. Dacă ești arian, nu te rogi. Din păcate, arianismul este la modă. În teologia apusiană, arianismul este reactualizat într-o formă mai gravă decât era pe vremea lui Ari. Știți, Ari crea că Hristos este prima creatură. Pentru teologii raționaliști de astăzi, Iisus este fiul lui Iosif și al lui Maria. S-a înțeles? Ari punea totuși ceva. Și-a reacționat James Dunn, cum spuneam, și am spus, bine, eu ți-am pus argumente. Te-am spus argumente. Le-am luat pe rând, aici argumente. Uite, referatul meu este Christ is to be worshipped as being truly God. Hristos trebuie să aducem culte, așa ca unui Dumnezeu adevărat. Cu texte, cu argumente. Din straturile, repet, cele mai vechi al Noului Testament. Nu, îi spun, da, la Ioan a fost o evoluție în viacul întâi. Biserica l-a făcut pe Iisus Dumnezeu. Auziți? Biserica l-a făcut pe Iisus Dumnezeu, așa încât spre sfârșitul veacului întâi,
Sfântul Ioan dă seamă de această, de rodul acestei evoluții. Cristologia, Cristologia este rodul unei evoluții în biserică. Ori eu am insistat că din prima zi a bisericii, biserica a avut această percepție fundamentală că Iisus este Dumnezeu adevărat. Pe aceasta se bazează toată misiunea apostolilor și toată virința bisericii. Ori asta l-a deranjat foarte tare pe James Dunn și a reacționat și după aceea a scris o carte întreagă cu acest titlu. Worship to Jesus. Auziți? Worship înseamnă închinare către Iisus. Și în concluzie, știi ce spune? Că închinarea către Iisus este isusolatrie care poate fi asimilată cu idolatria. I-a spus totul. Dumnezeul lor este Dumnezeul lui Spinoza. Atât. Mai departe, deci teologia puseană sufere fără să o spună de boala deismului. Pentru ei Hristos nu e Dumnezeu și atunci nu te rogi lui. Noi ortodoxi spunem, Doamne Iisuse, Iisuse, Fiul în ziua, miluiește-mă, nu? Totul e prins aici. Totul e prins în rugăciunea către Iisus. Când noi știm că prin Iisus Hristos, de fapt, ne putem adresa Tatălui. Adevărata rugăciune este rugăciunea Dumnezeului care s-a revelat prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu întrupat. În fine, nu insistă, aici sunt multe referate, multe foarte interesante, dar este și această luptă cu cei care nu știu să se roage lui Iisus. Revenim la epistola, la Evanghelia de la Ioan. Citam din Ioan, capitolul 14, Mântuitorul vorbește despre rugăciunea primită. Și orice veți cere în numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl într-un Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, dacă îmi veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Și Mântuitorul revine în aceeași cuvântare din Joia cea Mare asupra acestei învățături. Iată, din nou, la capitolul 15, versetul 7. Dacă rămâneți într-un mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă. Și mai insistent, în capitolul următor, 16, tot din cuvântare din Joia Mare, versetele 23 și următoarele. Și în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Adevărat, adevărat, zic vouă, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-a cerut nimic în numele meu. Cere și veți primi ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pildă, dar vine și astfel când voi mai vorbi în pilde și pe față vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu, și nu zic că eu vă ruga pe Tatăl pentru voi, că Cinsul Tatăl vă iubește pe voi și așa mai departe. De trei ori apare aici referirea la rugăciunea în numele meu. Iată noutatea creștină. Tot ce s-a spus în Vechiul Testament despre Dumnezeu, despre rugăciune, rămâne valabil în Noul Testament. Mântuitorul valorifică toată această moștenire, la fel biserica. Dar apare acest în numele meu. Noi facem rugăciunea în numele Sfintei Trăimi, pentru că prin, nu mai avem timp să vorbim de, prin jertfa, prin lucrarea mesianică a lui Hristos, este trimis Duhul Sfânt. De aceea noi începem rugăciunea cu acest în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și o încheiem cu slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Însă, fiindcă vorbim despre o rugăciune mistică, nu putem să nu amintim cuvântul de la Romani, capitolul 8.
În acest capitol 8 de la Romani este vorba despre viața în Duhul Sfânt. Ca creștini trăim în Duhul Sfânt. Și adevărata rugăciune este rugăciunea în Duhul. Și vă voi citi de la Romani, capitolul 8, numai câteva versete. De asemenea, și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, că nu știm să ne rugăm cum trebuie și însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile știe care este dorința Duhului, căci după Dumnezeu El se roagă pentru sfinți. Și știm că Dumnezeu toate le lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, celor care sunt chemați după voia Lui. Și așa mai departe. Duhul Sfânt se roagă pentru noi. Rugăciunea creștinului este rugăciune în Duhul Sfânt. Sau în care, de fapt, Duhul Sfânt are rolul principal la rugăciune. De aceea este rugăciune duhovnicească sau închinare duhovnicească, cum o numește tot Apostolul Pavel, Pneumatichila Actria, când îi aduce trupurile voastre ca o jertfă sfântă, vie, bine plăcută Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Noi nu știm să ne rugăm cum trebuie. Și însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. El se roagă pentru sfinți. De aceea rugăciunea creștinului în Duhul Sfânt este bine plăcută lui Dumnezeu și primită. În paralela de la Galateni, este un text foarte asemănător cu cel de la Romani, capitolul 8, în care Apostolul Pavel spune că noi prin Hristos, cel întrupat din Fecioară, am fost răscumpărați și am dobândit înfierea, iotesia, calitatea de fii a lui Dumnezeu. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă, Ava, Părinte. Duhul Sfânt se roagă întru noi cu o adresare pe care noi oamenii n-am putea o avea fără Hristos și fără Duhul Sfânt. Ava, Părinte. El s-a citat într-un referat acest Ava, dar aș vrea să adaug ceva la ce s-a spus ieri în conferința la Sibiu cu un teolog protestant de marcă, care a fost Ioachim Eremias. A scris o carte întreagă despre Ava. Abba, Jesus und sein Vater. Tată. Abba, Iisus și Tatăl Său. Și Ioachim Eremias argumentează că iudeii nu știau sau nu se adresau lui Dumnezeu cu acest Ava. Ava este un diminutiv care nu înseamnă tată, ci înseamnă mai degrabă tăticule și se folosea în gângureala copiilor mici. Copiii mici așa se adresau tatălui, Ava. E Iisus, care El însuși se roagă Tatălui, ne învață și pe noi să ne rugăm cu această adresare foarte intimă, dar pe care, de fapt, Duhul Sfânt este Cel care o rostește inima noastră, pentru că suntem fii, pentru că am primit înfierea în Hristos și ne putem adresa cu acest Ava, Părinte. Iată, am ajuns aici la cuvinte extraordinare ale Noului Testament despre rugăciune. Ne rugăm în numele Lui Hristos, ne rugăm Lui Hristos și în numele Lui Hristos
Nu? Fără ca Hristos să fie pus pe un loc secundar, cum făcea Arii. Știm cum a reacționat biserica la erezia lui Arii. Și toată teologia părinților, care arată că de fapt Arii nu înțelege nimic. Că o creatură nu putea să mântuiască lumea. Numai Dumnezeu poate să mântuiască lumea. Un Hristos care nu este Dumnezeu adevărat nu poate să mântuiască lumea. Hristos este Dumnezeu adevărat. Și atunci, iată noutatea absolută a rugăciunii Noului Testament față de rugăciunea iudaismului bazat numai pe Vechiul Testament. Și ca să continui această idee, aș vrea să mă refer la un text din Apocalipsă care Hristos pare întotdeauna ca cel preamărit în cer, înconjurat de sfinți. Hristos nu este niciodată singur înconjurat de sfinți. Și avem în capitolul 4 din Apocalipsă o descriere a tronului Dumnezeu. Nu e descris Dumnezeu. Autorul Apocalipsei vede tronul. Descrie tronul. Nu pe Dumnezeu care este nedescris. Asta în capitolul 4. Ce arată cum Hristos, Dumnezeu este preamărit de către serafim cu acel sfânt, 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 Domnul Dumnezeu atotțitor și așa mai departe. Și capitolul 5 apare Hristos, mielul cel înjunghiat și înviat și biruitor, care vine în fața celui și șade pe tron și apoi și el șade pe tron. Aș vrea să priviți așa atent la aceste texte, că nu sunt două tronuri. E același tron. Șade Dumnezeu pe tron, șade și mielul pe tron. Și mulțimea aceea de ființe cerești îi adresează o cântare în finalul capitolului 5 lui Hristos, cum vor fi și altele. Vrednic este mielul cel înjunghiat ca să ia puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea. Și toată făptura care este în cer și pe pământ și sub pământ și în mare și toate ce sunt în acestea, le-am auzit zicând, celui ce șade pe tron și mielului fie binecuvântarea și cinstea și slava și puterea în vecii vecilor. Un tron, ești Dumnezeu acolo, ești Fiul. Fiul este Dumnezeu adevărat, dar este și om adevărat. Și El a ridicat omenitatea pe care a mântuit-o pe tronul slavei dumnezeiești. Și noi când ne rugăm lui Hristos, ne rugăm celui care șade pe tron, slava Tatălui. Ar vrea să vedeți că toate ereziile, vechi și noi, în ultimă instanță, atentează la Hristos. Toate atentează la înțelegerea aceasta, la toate atacă Hristologie. Deci erezia ereziilor de la început, Arie și Arie a fost precedat de alții, de Nicolaiți, de Cerin și de alții care învățau la fel, până în vremea noastră, ereziile în ultimă instanță au ca punct de lovire învățătura despre Hristos Dumnezeu. Deci rugăciunea creștină este o rugăciune în Hristos, în numele lui Hristos, Cel care este revelația supremă a lui Dumnezeu și ortodoxia este concentrată foarte bine în ce privește rugăciunea, în faptul că noi avem rugăciunea lui Iisus. Cei de alte confesiuni ar vrea să ne învețe să renunțăm la această rugăciune.
Ne rugăm lui Dumnezeu pe care nu-L cunoaștem așa undeva aerian, nu știm cum arată, pentru că ceea ce îl doare pe cel rău este biruința lui Hristos, nu altceva. Când cel rău l-a văzut pe Hristos pe cruce, a jubilat. Cum auzim în cântările de la Săptămâna Mare, când l-a văzut pe Hristos pe cruce, iadul ca un balaur, așa cum apare în picturile noastre, și-a deschis gura larg ca să înghită pe Hristos. Numai că înșelător l-a fost înșelat. A crezut că înghite trup și s-a lovit. De ce? De dumnezeire. Rugăciunea pe care o rostim noi înainte de Evanghelie spune totul. Strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale. Deci asta ne învață rugăciunea, ca să cerem la Dumnezeu să, din Evanghelia pe care o știm, să înțelegem noi și credincioșii taina, sau să primim taina dumnezeirii Mântuitorului. Dacă nu avem aceasta, înseamnă că n-am înțeles nimic. Noi ne rugăm lui Iisus Hristos Dumnezeu și prin El avem acces la Tatăl, iar Duhul Sfânt este Cel care, de fapt, se roagă în inimile noastre cu această adevărată, supremă rugăciune în Hristos către Tatăl. Amin. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult.